Senatul a votat pentru eliminarea taxării cu 10% a concediilor medicale. Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a precizat că amendamentul adoptat va elimina și impozitarea concediului de maternitate și a concediului pentru îngrijirea copilului bolnav. Această decizie a Senatului este privită ca un pas înainte în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățenii români. Amendamentele de eliminare a taxării acestor concedii au reunit propuneri din partea senatorilor PNL, PSD, USR și a fost însușit de comisiile de muncă și de buget finanțe ale Senatului. Sănătatea, din punctul meu de vedere, nu are culoare politică. A fost o eroare strecurată în această ordonanță și eliminăm o inechitate, a afirmat președintele Comisiei de Apărare a Senatului, Nicoleta Pauliuc, care a participat la ședința comisiilor raportoare. Nicoleta Pauliuc a declarat că acest demers a fost determinat de mesajele emoționante primite de la români, precum și cel al unei persoane care luptă cu cancerul, care a exprimat nevoia de a nu mai fi supusă impozitării în această perioadă dificilă. Prin eliminarea acestui impozit se încearcă corectarea unei erori legislative care afecta grav persoanele aflate în suferință. Am făcut acest demers ca urmare a mesajelor pe care le-am primit de la români și am să vă dau citire unui mesaj. Doamna senator, de când am început tratamentul pentru cancer, viața mea și a familiei mele e măsurată în ore, cât mai am până fac o rundă de tratament, cât mai am până la următorul control, cât mai am până la următoarea rundă de chimio. Fiecare zi înseamnă oră de luat medicamentul X, oră de luat medicamentul Y. Nu avem nevoie de grijă în plus, ducem deja pe umer o povară mult prea grea. Vă rog să eliminați impozitarea, îndreptați situația. În plus, senatoarea a subliniat că eliminarea impozitării nu se limitează doar la concediile medicale pentru pacienții oncologici, ci vizează și concediul de maternitate și concediul pentru îngrijirea copilului bolnav. Ea consideră că este incorrect ca statul să perceapă un impozit în astfel de situații, subliniind că există alte modalități de a gestiona datoriile legate de plata concediilor medicale, inclusiv prin monitorizarea mai atentă a posibilelor tentative de fraudă. Nu mai trebuie să fie impozitat nici concediul pentru îngrijirea copilului bolnav. În momentul în care tu soliciți sprijinul statului pentru că ai o problemă medicală, e nedrept. Statul îți ia 10%. Înțeleg problemele cu datoriile la plata concediilor medicale, vorbim de aproape 9,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă într-adevăr o sumă colosală. Cred însă că anumite instituții ale statului trebuie să fie mai atente dacă există tentative de fraudă pe această zonă, a completat senatoarea. Proiectul de lege a fost votat în Senat cu 73 de voturi pentru, 2 voturi contra și 29 de abțineri și urmează să fie transmis Camerei Deputaților pentru decizie finală.